români, mai mulți tineri s-au adunat lângă Arcul de Triumf. Ei au protestat față de recentele declarații ale șefului statului privind introducerea limbii moldovenești în școli și schimbarea simbolurilor statului. Manifestația a fost supravegheată de peste 50 de polițiști. Împotriva ideilor pro-moldoveniste lui Voronin, de acum, făcut-o. Ne fură identitatea și protestăm, fiindcă suntem români și ne știm istoria. Contra limbii moldovenești, contra schimbării tricolorului, semii statului și referitor de brad, că a fost interzis să fie montat aici, în Piața Mare Nări Naționale. Tinerii au încercat inițial să protesteze în Piața Marii Adunării Naționale, dar nu li s-a permis pe motiv că din clipă în clipă trebuie să fie adus pomul de Crăciun al guvernului. În fața Arcului de Triumf a fost format un cordon de polițiști care au avut grijă ca protestatarii să nu traverseze strada. Participanții la protest spun că primăria le-a eliberat autorizație. Aici noi avem autorizație din partea primăriei, că avem dreptul în Piața Marii Adunării Naționale, dar ei nu ne dau voie aici. La un moment dat, tinerii s-au pornit să picheteze sediul Parlamentului. Polițiștii însă i-au împiedicat să traverseze strada. Am venit să filmeze aici, domnișoară. Și am fost vătit de polițistul civil. După acest incident, numărul polițiștilor a crescut. Am vrut să trecem strada pe verde și nu ne-a dat drumul din cauza că suntem cu steaguri și cu tricolori și chiar ne-au amenințat cu forță. Hai că cum o să o iei, eu am spus hai o să dați în mine, eu am spus da, o să dau în tine și bine, că l-a oprit alt coleg de-a lui. Tinerii s-au întors în fața Arcului de Triumf, unde au organizat o horă în jurul unor brazi pe care i-au adus și au împodobit la fața locului. Am împodobit în vară pentru că nu mi s-a furat Crăciunul, nu mi s-a furat sărbătoarea. În acest an pentru noi reprezintă o chestiune de solidaritate, Brăduțul. Manifestația a durat aproape 3 ore și jumătate, timp în care pomul de Crăciun al guvernului așa și nu a apărut în Piața Marii Adunări Naționale. Spre seară, bradul a fost totuși instalat. Creștinii de stil nou marchează